Suma alocată agricultorilor pentru plata ajutorului de stat în scopul reducerii accizei la motorina utilizată în agricultură este majorată de guvern cu aproximativ 40%, de la 271 de milioane de lei la 377 de milioane. Având în vedere că suma alocată inițial pentru subvenția la motorină era 270 de milioane de lei, a fost utilizată în cea mai mare proporție, au fost utilizate 248 de milioane de lei pentru plata ajutorului aferent trimestrelor 1 și 2 ale anului 2015, se cere o alocare suplimentară în valoare de 106,7 milioane de lei, sumă care se regăsește în bugetul Ministerului Agriculturii. Acest sprijin va permite agricultorilor să-și diminueze costurile de producție. Plata ajutorului se face prin centrele județene ale APIA, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Și programul privind încurajarea consumului de fructe în școli, finanțat din fonduri europene și naționale, va fi aplicat în continuare. Este vorba despre merele pe care le vor primi 1.770.000 de elevi. Pe lângă faptul că se dau mere în școli, există și un program adiacent care s-a aprobat prin această hotărâre de guvern, care pune la dispoziție 15% din fonduri pentru diverse activități care susțin încurajarea alimentației sănătoase, dacă pot să spun așa. Se organizează vizite la ferme pomicole, concursuri tematice legate de fructe, zile tematice, ziua recoltei și alte evenimente în care vor fi implicate unitățile școlare. Programul prin care elevii din clasele pregătitoare și 1-8 din unitățile de învățământ public și privat primesc zilnic mere a început în anul școlar 2009-2010.